Bună ziua, eu sunt Claudiu, bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt adeptul unui grăinăt organic pentru cei mai noi pe acest canal și toate materialele pe care le găsiți pe canalul meu au ca și bază acest grăinăt organic. Astăzi el este tema de discuție, tema acestui videoclip și aș vrea să vă ofer câteva probleme de care eu m-am lovit, câteva observații pe care le-am făcut, câteva concluzii pe care le-am tras și câteva situații neplăcute de care m-am lovit în acest grădinăt organic. Aș vrea să încep în primul rând cu a explica ceea ce înseamnă grădinăt organic pe înțelesul clientului. După cum poate mulți dintre dumneavoastră știu, eu anul acesta am început să comercializez din produsele realizate în mod organic de către mine. Am obținut acel certificat de producător, m-am tot plimbat pe la primărie pentru a mi se scrie în atestat în caietul respectiv ce produse pot să comercializez și aici m-am lovit de anumite situații la care nu m-am așteptat. Una dintre ele ar fi că oamenii încă nu știu ce înseamnă grădinătul organic ca și produs. Ei când se gândesc la grădinătul organic, se gândesc la un produs care este sănătos și care ar trebui să țină o veșnicie. Aici este o greșeală majoră. Da, este un produs sănătos, dar acel produs sănătos nu ține o veșnicie. Și am încercat anul acesta pe cât de mult am putut să le explic clienților mei cum produsele pe care eu le ofer se pot deteriora sau strica mult mai repede față de produsele pe care le găsesc de obicei la supermarket, piață, etc. De aceea fac și un apel către toți cei care sunt în această nișă sau practic acest tip de grădinărit să mă ajute și să ajutăm la a face consumatorii să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă grădinărit organic. Pentru că, bineînțeles, grădinărit organic este unul sănătos, dar el vine și cu niște minusuri. Aceste minusuri nu sunt niște minusuri foarte mari, dar sunt niște minusuri pe care consumatorii trebuie să le știe. În cazul de față, deteriorarea produselor pe care eu le comercializez, da, este una mult mai rapidă decât a celor stropite cu chimicale. În cazul de față, o salată de-a mea durează, ține în frigider, cam 2 săptămâni de la momentul în care eu am recoltat-o. Dar sunt și produse care pot ține o zi sau 2 sau 3, maxim, chiar dacă sunt băgate la frigider. Aici mă refer la cireșele, nu știu, de luna mai sau la anumite tipuri de roșii care nu sunt foarte rezistente sau la, nu știu, coacăze, dacă nu sunt zmeură. Zmeură, da, deci zmeură garantat eu bag mâna în foc că mulți dintre consumatori s-au lovit de această situație, au cumpărat zmeură și organică și peste 2 zile deja ea nu mai era bună de consum pentru că ori se înmuiase, ori se mucegăise, ori se stricase efectiv. De aceea, vă rog, dacă se poate, haideți să încercăm ușor, ușor să le explicăm consumatorilor de produse organice care că există și niște minusuri și că să nu cumpere 10 kg dintr-o dată sau 15 kg și după aceea să ne certe pe noi că de ce s-au stricat după 2 zile, pentru că nu suntem responsabili de așa ceva. Mai bine cumpără câte 1 kg, 2, cât este nevoie, adică fix de cât au nevoie și după aceea mai cumpără din nou și din nou și din nou când au nevoie. Dar comparând, achiziționând o cantitate mult mai mare, automat trebuie consumată aceea. Altfel,
riscați ca în 2-3 zile, o săptămână cel mult, ea să se strice. Ea nu este un produs care să reziste, marfa organică nu este un produs care să reziste foarte mult. De ce? Pentru că ea este atacată de insecte, de dăunători și de tot felul de alte boli. Ea nu este apărată cu absolut nimic. Ea singurul mod de apărare al ei este cel al sistemului imunitar pe care îl are planta respectivă. Cam acesta ar fi partea cu pe care am vrut să o scot oarecum în evidență din grădinit organic, mă refer la în a ajuta pe consumatorii de produse organice să înțeleagă că există și câteva minusuri pe acolo și ar mai fi câteva de zis, dar momentan aș vrea doar să vorbesc despre acesta, urmând ca pe parcursul mai multor videoclipuri să vorbesc și despre celelalte minusuri. Aș vrea acum să mut subiectul către o altă problemă și către o altă, de fapt mai multe probleme cu care mă confrunt eu ca și producător de produse organice. Bineînțeles, în momentul în care te apuci să faci un astfel de business, tu trebuie să ai o strategie și o experiență pe piață. Eu nu am făcut așa ceva, nu am o strategie, nu am o experiență pe piață, ci am făcut efectiv cum m-a tăiat pe mine capul, ca să zic, să fiu sincer. Ideea este că există anumite piedici în momentul în care te apuci de un astfel de business și faci ca mine, în cazul de față, cum te taie pe tine capul. Am făcut în felul următor, ca să fiu mai clar. Am produs salată organică și am reușit să o vând, mare parte din ea. Doar că 1% din această salată organică am pierdut-o, nu s-a stricat, am pierdut-o, pentru că ori s-a amărât, ori a crescut în înălțime și nu a mai fost bună pentru comercializare, ori diferite alte motive. Și în momentul în care ai practici un astfel de grădinărit, trebuie să iei în calcul o soluție la problema de care te lovești. În cazul de față, problema mea era că salatele mele nu am reușit să le recoltez pe toate și să le distribui în același timp. Nu fac acest lucru, nu vreau să mă duc ele la piață și să le dau pe toată dată, ci caut cumva să îmi formez o bază de date cu clienți cărora să le duc eu personal, astfel interacționez și cu ei, astfel aud și părerile lor despre produsul meu și să le ofer eu personal aceste produse, în așa fel încât, cum ziceam, să le aud și lor părerea despre ele. Revenind, problema este că în momentul în care nu pot să recoltez salata și o las să se strice, este o risipă de timp, de energie, de bani, evident, și acesta nu este un lucru constructiv și nu este ok pentru un business. De aceea, în momentul în care ai o problemă, trebuie să vii și cu o soluție. Soluția de față pe care trebuie să o găsesc și să o pun în aplicare este de a avea un spațiu de depozitare frigorific, unde ele să fie păstrate, cel puțin să rezist, să fie păstrate pentru o perioadă de 2, 3, 4, 5 zile în care eu pot să le găsesc clienți acestor salate sau acestor produse. Pe lângă această problemă are soluție, dar această soluție vine la pachet și cu altă problemă. În momentul în care ai un spațiu frigorific, bineînțeles că acest spațiu frigorific înseamnă un consum mult mai mare de energie. Ok? Și un consum mult mai mare de energie înseamnă niște costuri în plus pentru tine ca și producător. Foarte bine. Dar cum susțin eu aceste costuri? Păi eu m-am gândit în felul următor, ca să pot să susțin aceste costuri, trebuie oarecum ca tot ceea ce câștig anul acesta din vânzarea produselor mele să reinvestesc și să reinvestesc în consumul de energie. Adică
Am mai multe variante de luat în calcul. Ca și exemplu, ar fi niște panouri solare off-grid care să le pot instala și ele să îmi asigure energia necesară pentru irigare, pentru camera frigorifică și pentru alte operațiuni de care am nevoie de energie electrică în grădina mea. Bun, acum cu lada, cu camera frigorifică și cu consumul de energie, să zicem că ar fi niște probleme majore. Totuși, între aceste două probleme mai există o altă problemă, cea a transportului, și anume cea a transportului frigorific. Adică, în momentul în care eu recoltez anumite produse și să vă dau ca exemplu, astăzi au fost undeva la 32 de grade, temperatura exterioară din zona unde locuiesc. În momentul în care eu la 7 sau la 6 dimineața recoltez anumite produse pe care trebuie să le distribui unor clienți și aici zice un minim de, nu știu, 15 clienți sau 10 clienți în ziua respectivă, ultimul dintre clienți cu siguranță va avea surpriza ca acele salate sau produse pe care eu i le-am distribuit să nu fie la fel de proaspete ca primul client la care eu am ajuns. De aceea aici am nevoie de un autovehicul care să aibă și o cameră frigorifică. O cameră frigorifică destul de mare. Aici mă refer la o dubiță care să aibă și cameră frigorifică. Ceea ce automat implică alte costuri, achiziția unui astfel de autovehicul și, bineînțeles, luat în calcul faptul că trebuie să-i plătești asigurare, trebuie să-i plătești rovinietă, trebuie să-i plătești piese de schimb, tâc, întreținere și toate cheltuielile pe care le ai cu un astfel de autovehicul. Și toate cheltuielile trebuie să vină, cheltuielile să fie susținute din această grădină. Altfel, nu poți să practici acest grădinărit decât la o scară locală. Locală undeva, nu știu, să zicem, în localitatea în care te afli. Nu te poți duce mai departe, pentru că dacă te duci, nu știu, să zicem, în București și ai 10 comenzi în București, iar eu plec de la mine, undeva la 30 de kilometri față de București, în București pierzi cel puțin 4-5 ore dacă acele 10 comenzi nu sunt în același loc sau în același sector sau în aceeași zonă. E clar că pierzi 4-5 ore ca să ajungi la ele, pentru că nu numai că îmi place să și vorbesc cu clienții mei, să, cum ziceam, să îi întreb și să le aflu opiniile despre produsele mele, dar mai apar și diverse alte situații neplăcute, ori un blocaj în trafic, ori un accident, ori o benzinărie, ai nevoie să mănânci, ai nevoie să îți cumperi ceva de băut sau situații neprevăzute care pot apărea și, bineînțeles, acest timp pe care tu îl pierzi inutil, consider, în trafic, dar și faptul că nu îți mulțumești clientul, pentru că, cum ziceam, primul produs nu se compară cu ultimul produs pe care tu îl lași. De aceea, acesta ar fi o altă problemă pe care eu cumva trebuie să o rezolv pentru sustenabilitatea acestui grădinărit pentru comercializare. Mai departe, o altă problemă pe care o încerc să-i găsesc o soluție eco-friendly și o soluție care să dea randament este cea a încălzirii solarelor mele pe timpul perioadei friguroase. Astfel, aș vrea să investesc și în acest lucru, în această problemă. Doar că, momentan, încă nu sunt convins de direcția pe care vreau să o iau. Am mai multe variante, nu aș vrea totuși să mă arunc cu capul înainte și să bag o sumă foarte mare de bani într-un sistem de încălzire care, într-un final, să-și dovedească nerentabilitatea. De aceea, am să încerc ușor, ușor, câte un pic, să
experimentez câte ceva în următorii ani, în fiecare an, câte ceva nou. Cum ziceam, anul trecut vorbeam de vegetariumul lui Livanov. Vreau cumva să încerc partea din fața a casei mele, unde am și un perete alb și dispus către partea sudică. Și aș vrea ca în acel loc să fac o zonă unde să-mi fac mini răstannița pentru a reduce foarte mult costurile la energie electrică. Anul acesta am avut o perioadă în care am folosit răstannița și consumul a fost unul destul de mare. Ideea este că, din punctul meu de vedere, cum cred că evoluează lucrurile, nu cred că evoluează într-o direcție scadentă, ci din contră într-o direcție care este în continuă creștere a prețurilor și cu siguranță prețul la energie nu se va opri aici. De aceea încerc pe cât posibil să vin cu soluții alternative sau soluții care să înlocuiască oarecum consumul de energie. Și aici m-aș bucura dacă cumva mă puteți ajuta și voi și dumneavoastră cu niște indicații, soluții sau ce ați pus în practică. Nu mă interesează neapărat soluții clasice, mă interesează mai mult soluții eco-friendly și eco-friendly înseamnă fără lemne sau gaz. Deci fără lemne sau gaz din rețeaua de gaz. Ok. O altă problemă pe care m-am lovit anul acesta față de anul trecut, anul acesta a fost unul mai ploios și fiind anul acesta a fost unul mai secetos și au fost perioade de secetă cu temperaturi foarte ridicate pentru perioada lui mai-iunie și bineînțeles solul s-a uscat foarte repede, iar plantele mele au avut de suferit. Aici soluția este foarte simplă, sistemul de irigație pus la punct. Doar că am pus sistemul de irigație la punct și anul acesta punându-l la punct după ce eu am plantat recoltele în sol, bineînțeles, au apărut și câteva probleme. Găurile de la furtunele de picurare nu s-au potrivit cu plantele și așa mai departe. Ideea este foarte simplă, că am reușit totuși ca să pun acest sistem de irigație la punct și punându-l, aranjându-l și pregătindu-l, l-am făcut eu personal, dar a fost, să zic, m-a costat destul de mult. Cu toate că eu am executat tot ceea ce însemna lucrare. Costurile totale ale sistemului de irigație pentru partea de solar și partea de grădinărit pe zone, celor, mă refer aici la cele 5 zone, m-au dus undeva la 2300 de lei. Aici vorbesc de la furtune, la îmbinări, la coturi și la tot ceea ce a fost nevoie ca sistemul să fie cât se poate de operațional. Am avut nevoie undeva la vreo 1000 de metri de furtun și undeva la vreo 80 de metri de țeavă de nu știu cât, un țol jumate sau nu știu cât are, 2 țoli pentru pompă. Ok, cam acestea ar fi concluzii, probleme, situații, soluții și cu ce m-am mai lovit eu anul acesta. Și, bineînțeles, în ultimul rând, dăunătorii care sunt cea mai mare problemă în acest grădinărit. Dăunătorii pe care cu care te lupți de dimineață până seara. Cei care folosesc chimicale nu prea înțeleg lucrul acesta sau nu știu dacă e corect să zic că nu prea înțeleg, dar oarecum au avantajul chimicalelor pentru că chimicalele îi ajută, îi protejează și nu își văd plantele suferind din cauza acestor dăunători. La anumiți dăunători, bineînțeles, există prădători și problemele se rezolvă foarte simplu, dar la anumiți dăunători nu există prădători și atunci trebuie să intervii tu.
Și cum ar fi cazul gândacului de Colorado, în momentul în care tu intervii, trebuie să intervii destul de mult sau cu forțe suplimentare ca să poți să combați acest dăunător. Oarecum și acest aspect justifică prețul practicat față de un produs care este chimic. Cu toate că ziceam că anul acesta prețurile mele au fost egale cu cele sau poate chiar sub prețurile produselor normale, munca pe care eu am depus-o ca să vin cu aceste produse a fost una enormă și ce vă pot spune? Vă pot spune că în momentul de față consider că sunt undeva cu vreo 20% depășit față de ceea ce pot eu să duc singur, sau na, familia mea, împreună cu familia mea, ce pot eu să duc ca și timp alocat grădinii mele. Intenționez ca anul viitor să mă caut pe cât posibil să fac lucrurile cât mai simple. Aici vorbesc de irigații, vorbesc de pus și chiar eventual și cumpărat compost pentru a reduce foarte mult timpul alocat tăierii buruienilor și curățării acestora. Unde am compost, lucrurile merg foarte repede și mult mai ușor. O să vă arăt în videoclipurile următoare și rezultatele produselor crescute în compost comparativ cu cele care nu au fost crescute în compost din același lăsat sau din aceeași sămânță puse în aceeași perioadă de timp. Și de asemenea, cum ziceam, caut să robotizez pe cât posibil cam tot ce se poate robotiza. Nu o să mai mă complic cu a tăia sforile pentru roșii sau ceva de genul acesta. Nu, ele efectiv au fost puse cu capse anul acesta. Voi desprinde acea capsă, voi elibera roșia și, bineînțeles, capsa și firul va rămâne acolo pentru anul viitor. Se va strânge dacă este nevoie, dar va implica mult mai mult, mult mai puțin timp pentru mine ca și atenție pentru grădină față de anul acesta. Vreau să simplific totul pe cât posibil. Cam atât am avut de zis pentru ziua de astăzi și pentru acest videoclip. Sper că nu v-am plictisit, sper că mă puteți ajuta și dumneavoastră într-un mod cât mai constructiv pentru a găsi niște soluții la problemele pe care le-am enumerat mai devreme. Și de asemenea, cum ziceam, celor care practică acest grădinărit, haideți să încercăm ușor-ușor să explicăm consumatorilor de grădinărit organic ce înseamnă grădinărit organic ca și produse. Oamenii sunt deschiși, asta e clar, oamenii sunt foarte deschiși către grădinărit organic, doar că trebuie să știe că vine la pachet și cu niște minusuri și să nu fie dezamăgiți în momentul în care se întâmplă să aibă parte de aceste minusuri. Adică să știe cum să procedeze pentru a le evita și pentru a nu avea parte de neplăceri în momentul în care consumă aceste produse organice. România, în momentul de față, din punctul meu de vedere, da, e greșit să zic România, dar mă raportez la ceea ce am văzut, eu cunoscut, interacționat. Din punctul meu de vedere, oamenii sunt foarte deschiși pentru aceste produse și este păcat să nu le explicăm că a cumpăra cantități mari nu este tocmai ok și mai bine să cumperi mai puțin, dar mai des. Acestea fiind zise, eu vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, o săptămână cât se poate de ușoară și, bineînțeles, ca întotdeauna, recolte bogate.